În 1987 am decedat din cauza unei hipertensiuni arteriale. Dar, prin gloria lui Dumnezeu, viața mi-a fost prelungită cu încă 20 de ani. Oricum, în primii patru ani, nu am putut vorbi datorită condiției. În timpul morții, Domnul mi-a arătat cerul și iadul. Vreau să știți că dacă sunteți aroganți și mândri, veți aduce blesteme asupra voastră. Eu am avut o mega biserică de 5.000 de membri, dar am fost lovit de Dumnezeu datorită aroganței mele. Acum mă tem de Dumnezeu. Dețineam o proprietate în valoare de 150 de milioane de dolari. Aveam 5 mașini luxoase, însă după experiența morții clinice le-am îndepărtat pe toate. Te rog, amintește-ți, salvarea nu poate fi realizată prin ce și prin credința în Domnul Isus Hristos, și acum insist diaconilor, celor mai mari și celorlalți lideri ai bisericilor să slujiți păstorilor cu toată inima. De 19 decembrie 1987, după ce mi-am terminat prânzul, în timp ce mă odihneam, am început să simt o durere sfârșitoare. Era atât de neînvinsă încât am crezut că o să mor, apoi mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit patru luni mai târziu, iar doctorul mi-a spus că în cele din urmă am să mor. Toate părțile corpului meu erau mutilate foarte rău, datorită paraliziei. Întreaga mea familie nu a permis niciunui membru al bisericii să mă viziteze, datorită stării mele îngrozitoare, și în final am murit. Când am murit, am văzut doi oameni intrând în camera mea. Dar acești oameni au intrat în camera mea prin perete. Am țipat: Cine? Cine ești tu? Casa mea se va demola dacă tu faci asta. Apoi unul mi-a zis: Noi suntem îngeri, coborâți din cer, noi suntem din împărăția lui Dumnezeu. O lumină strălucitoare venea de la îngeri. Îngerul din dreapta mea s-a prezentat. Isus m-a chemat și mi-a poruncit să cobor pe pământ. Tu ești mort, dar fiindcă familia te plânge cu atâta mărăciune. El a decis să îți acorde puțin timp să trăiești. Însă acum, el dorește să ți arate cerul și iadul. El îți va arăta, iar tu vei mărturisi oamenilor de pe pământ, fie ca numărul oamenilor care au sfârșit în iad să scadă, iar numărul celor care merg în cer să crească, pe baza mărturisirii tale. Aceasta va fi misiunea ta. Dumnezeu ne-a spus să nu zăbovești. Dacă vei zăbovi nu vei fi capabil să vezi cerul și adul. Apoi, îngerul din stânga mea a zis: Din momentul în care te-ai născut până în momentul în care ai murit, eu am fost cu tine. În momentul acela, nu am înțeles la ce se referea îngerul. Acum știu. El era îngerul meu păzitor. Deși am zis: Nu pot merge, nu voi merge, eu sunt păstor. Nu-l pot întâlni pe Dumnezeu în starea aceasta fizică. Vreau să-l întâlnesc fiind o persoană sănătoasă, aș primi mai degrabă o mulțime de mustrări decât complimente din partea Domnului. Sunt mândru și arogant și acum sunt blestemat și bonav. Cum să fiu capabil să intru în cer? Sunt atât de speriat. Vă rog, întorceți-vă în cer și rugați-L pe Dumnezeu să mă vindece. Apoi, întorceți-vă și luați-mă în cer prin vis. Vă rog, cereți îndurare pentru numele meu. Dar îngerii nu mi-ascultau argumentele. Mi-au dat hainele jos, spunându-mi că sunt prea murdare să fie purtate în cer. M-au îmbrăcat apoi cu o haină albă. M-au apucat de mâini și am zburat prin ceruri. Am zburat prin nori, iar când m-am uitat în jos, am văzut pământul făcându-se mai mic. M-au lăsat să merg pe o nesfârșită stradă de aur. Am văzut o lumină puternică, strălucitoare, prea puternică să o pot privi direct. Am spus, de unde vine lumina? Din ceruri, mi-au răspuns îngerii. Gândeam, wow, este imens. Am văzut grupuri de persoane îmbrăcate în alb zburând înainte. Cine sunt ei? Am întrebat. Îngerul a răspuns, aceștia sunt cei care l-au slujit domnului credincioși și s-au încrezut în Isus, ascultând și urmând îndrumările Duhului Sfânt din toată inima. Trupurile lor sunt moarte pe pământ. Acum sunt suflete fruntașe în ceruri. Celălalt înger a continuat. Sunt 12 porți în ceruri. Când un suflet salvat vine la domnul, el trebuie să intre pe una din aceste porți. Noi stăteam în dreptul porții de sud. Iar aceasta era închisă. În timp ce așteptam, l-am întrebat pe înger. Înger, de ce această poartă nu se deschide? Îngerul mi-a răspuns. Din cauză că tu nu cânți cântările cerești de laudă. Am întrebat, îngerilor, eu am fost foarte arogan și mândru, și ca rezultat am fost blestemat cu boală. Eu nu sunt bun la cântat cântări pământești de laudă. Cum voi fi capabil să le cânt pe cele cerești dacă eu nici măcar nu le-am auzit înainte? Îngerul mi-a răspuns, ai dreptate. Totuși, trebuie să te pregătești pentru laudă. Ești o persoană mândră, dar pregătește-te să cânți. Îngerii au început să cânte. În timp ce ei cântau, am început și eu să cânt cu ei. Totul a devenit natural pentru mine și am intrat înăuntru. Imaginea cerurilor era de nedescris. Nu puteam descrie cerul cu cuvintele mele pământești. Am spus, Doamne, îți mulțumesc atât de mult, chiar dacă eram foarte mândru și arrogant, blestemat cu boală, tu m-ai adus în locul acesta. Apoi am auzit vocea Domnului, iubitul meu păstor ești binevenit. Ai făcut o lungă călătorie până aici. Vocea lui era plină cu dragoste și sensibilitate. I-am răspuns plângând cu amărăciune. Doamne! Imediat îngeri au zis. Ai fost păstor timp de 20 de ani. Nu cunosc scripturile. Nu există lacrimi în cer. Te rog, oprește-te. Nu puteam nici măcar să plâng. Domnul mi-a adresat cinci întrebări. 1. Cât timp ai petrecut citind cuvântul, Biblia? 2. Cât de multe daruri ai dat? 3. De câte ori ai evangelizat oamenii? 4. Ți-ai dat zeciuiala? 5. Cât timp ai petrecut în rugăciune? Nu puteam răspunde celor cinci întrebări. Domnul m-a mostrat în legătură cu cele cinci întrebări. După ce ai devenit un mega păstor de biserică, ai devenit foarte leneși în rugăciune. Fiind ocupat, nu este o scuză pentru mine. A trebuit să mă pocăiesc de asta mai târziu. Îngerii îți vor arăta multe locuri din cer și iad. Privește în jur cât de mult dorești. Vei pleca după ce vei mărturisi despre aceste locuri, dar Domnul nu mi-a permis să-i văd înfățișarea. Pentru început, îngerii m-au dus în trei locuri diferite ale cerului. În primul loc am văzut copilași trăind împreună. Cel de-al doilea loc erau unde trăiau adulții. Cel de-al treilea era locul în care erau sufletele care fuseseră salvate într-un mod rușinos. Mulți m-au întrebat de vârsta copilașilor. Păreau copii de grădiniță, ei nu erau băieți sau fetițe. Să-i putem cunoaște după gen. Fiecare copil își avea propriul înger să-l însoțească. În cer, majoritatea sufletelor aveau propriile locuințe individuale. Oricum, Acolo erau unii care nu aveau deloc o locuință. Voi explica asta mai târziu. Pe deasupra, nici copiii nu-și aveau proprie locuințe individuale. Am întrebat: Copiii sunt de asemenea suflete. De ce ei nu au proprie locuințe individuale? Ungerul mi-a răspuns: La fel cum oamenii pe pământ solicită materiale pentru a-și construi locuințele, noi în cer avem nevoie de materiale de asemenea. Când o persoană slujește bisericii, și Domnului adună material pentru cer. Când materialele sunt asigurate, îngerii însărcinați să construiască casa unui sfânt vor merge și o vor construi. Copiii care sunt sub vârsta responsabilității nu au strâns niciun material pentru locuință. Cu alte cuvinte, ei nu au avut timpul și posibilitatea pentru a-și dobândi răsplata. Aceasta, acesta, este motivul pentru care ei nu au locuințe. Am continuat cu întrebările mele. Ce trebuie să fac pe pământ pentru a-mi asigura materialele? Îngerii au spus: Sunt șapte lucruri pe care omul trebuie să le facă pentru a-și strânge materiale pentru locuința cerească. 1. Trebuie să-și acumuleze lauda și mulțumire pentru Dumnezeu. 2. Este reprezentat de timpul petrecut în citirea Bibliei. 3. Timpul petrecut în rugăciune. 4. Timpul petrecut în evangelizare. 5. Darurile omului pentru Dumnezeu. 6. Zeciuiala supusă Domnului. 7. Timpul petrecut în ajutorarea bisericii în orice mod. Acestea sunt îndatoririle sau muncile prin care se acumulează materiale pentru locuința cerească. Dacă cuiva îi lipsesc, aceste șapte lucruri nu va avea material să-și construiască locuința. Erau numeroase persoane în cer fără locuință. Multe dintre acestea erau de fapt păstori, diacul bătrân, etc. Am întrebat din curiozitate, Unde locuiesc copiii atunci? Îngerii au răspuns: Ei locuiesc aici. Când priveam în i am văzut adunați într-o grădină cu flori. Grădina de flori era atât de frumoasă, iar parfumul aparținea acestei lumi. Această scenă era deasupra a ceea ce pot descrie cu propriile cuvinte. Cel de al doilea loc erau pentru adulți. Cel de al doilea loc era pentru adulții credincioși. Există o diferență între salvare și răsplată. Locul acesta avea atât multe locuințe. Locuințele erau construite din pietre frumoase și rare. Multe dintre aceste locuințe erau atât de înalte, asemenea zgârie norilor de pe pământ. Acei care i-au slujit Domnului credincioși de-a lungul vieții pe pământ. Aveau case făcute din pietre frumoase și rare. În acest loc, toate persoanele arătau în jur de 20-30 de ani. Acolo nu era nici o femeie, nici bărbat privit după gen. Acolo nu exista boală, bătrânețe sau oameni Odată am cunoscut pe cineva mai în vârstă. Am murit la vârsta de 65 de ani. Era foarte scunt, la fel de înalt precum un copil de clasa a doua a suferit de o boală gravă, numită rachitism. Oricum, când s-a întors spre cuvânt, avea doctoratul. A scris multe comentarii. L-am întâlnit în cer, dar acolo era anal și chipeș. Nu mai era bonaf și era sănătos. Cerul este un loc minunat. Sunt atât de plin de așteptări. Te rog, crede ceea ce spun persoană prea iubită. Cel de-al treilea loc era pentru cei care erau salvați în mod rușinos. Orașul acesta particular era enorm ca mărime, mult mai mare decât cel de-al doilea, unde casele erau făcute din pietre frumoase și rare. Am ajuns în locul acesta cu o viteză uimitoare, pe un car de aur. Era foarte departe de alte frumoase locuri din cer. I-am întrebat pe înger: Văd pustiu mare și pământuri de ce nu văd locuințe? Îngerul mi-a răspuns, ceea ce vezi sunt locuințe. Am văzut case uriașe, mari și palate, care mi-au amintit de marea bucătărie a închisorii sau un tip de depozit. Casele acelea nu erau glorioase. Orașul și locuințele erau pentru cei salvați într-un mod rușinos. Erau numeroase locuințe sărăcăcioase. Acest oraș era mult mai mare decât locul în care erau Răsplătite persoane domiciliate. Îngerul mi-a spus: Vezi cele două locuințe mari, una în dreapta ta și cealaltă în stânga? I-am răspuns: Da, le văd. Îngerul mi-a spus că vrea să-mi prezinte acele case în mod special. El a spus: Casa din dreapta este pentru cei care au fost păstori pe pământ. Când am ajuns în fața celor două case, am observat că erau enorme am rămas cu gura căscată. Când am deschis ușa, am intrat. Prima mea impresie a fost cușcă de găini. În locul a mii de găini, acolo se aflau suflete. Îngerii m-au sfătuit să privesc foarte atent, pentru că aveam să recunosc câțiva păstori recunoscuți a istoriei. Era adevărat. Am văzut acolo mulți păstori care au făcut istorie. Am ales unul care i-am întrebat pe îngeri în mod special. Îl știu pe acest păstor corean. Știu cât de faimos era el și munca pe care a făcut-o pentru Dumnezeu. De ce este el aici, nu înțeleg. Îngerii au răspuns. El niciodată nu și-a provizionat material pentru locuința lui. Acesta este motivul pentru care el trăiește într-o casă a comunității. Am întrebat din curiozitate: Cum de s-a întâmplat asta? De ce el nu are material? Îngerii au răspuns: În timp ce era păstor îndeplinind funcția de păstor, iubea să fie complimentat de oameni, iubea să fie onorat, iubea să fie slujit. Nu era niciun sacrificiu sau obligație din partea sa. Acest păstor particular a fost glorios, onorat în Coreea. Imaginea sa este în istoria creștinilor, dar nu avea nicio răsplată. Voi, păstori, vă rog ascultați! Trebuie să conduceți oamenii mai mult decât la programele de duminică. Trebuie să-i vizitați acasă, trebuie să aveți grijă de cei care șchiopătează și de săraci. Păstorii care au slujit fără să-și sacrifice viețile și au iubit să fie onorați, nu vor avea nicio răsplată în cer. După ce am mărturisit despre acest tablou al cerului, și după ce m-am întors pe pământ, imediat am donat toate posesiile mele, inclusiv cele cinci mașini luxoase și viața noastră după ce am mărturisit despre acest tablou al cerului și după ce m-am întors pe pământ, imediat am donat toate posesiile mele, inclusiv cele cinci mașini luxoase. Viața noastră este doar un moment. În Biblie, media de viață este 70-80 de ani, dar există un singur Dumnezeu care știe când va muri. Oricine poate muri înainte de vârsta de 70-80 de ani. Am decis să îndepărtez totul, chiar și hainele mele. Persoanele pe care le văzusem primiseră mântuire în rușine. Erau păstori, bătrâni, diaconi și credincioși stabili. Era o mulțime de bătrâni și diaconi care se aflau în această locuință cu apartamente sărăcăcioase. Dar, desigur, este mult mai bine ca în iad. Oricum, cine ar vrea să intre în cer pentru o asemenea modalitate, nu vor pleca niciodată din acel loc rușinos, chiar și hainele vor fi sărăcăcioase. Care sunt cerințele ca un creștin să primească o casă atât de frumoasă în cer? Care sunt cerințele ca un creștin să primească o casă atât de frumoasă în cer? Pentru început, trebuie să evangelizăm cât de multe persoane putem cum ar trebui să evangelizăm? Îngerul mi-a spus, să presupunem că acolo este un necredincios care nu cunoaște pe Domnul. În momentul în care decizi să evangelizezi această persoană individuală, sunt acumulate materiale pentru locuința ta. Cu cât te rogi mai mult pentru salvarea acestea, cu atât mai multe materiale sunt aprovizionate. Trebuie să continui să îi verifici, să-i vizitezi, și să continui să evanghelizezi. Asta va aduna mai mult material pentru locuința ta. Dacă această persoană spune că nu poate veni la biserică pentru că nu are haine, atunci ar trebui să o aprovizionezi cu câteva. Dacă această persoană spune că nu are o Biblie, trebuie să-i dai una. Dacă această persoană spune că nu are ochelari de citit, trebuie să-i faci rost de o pereche trebuie să faci tot ce este posibil ca această persoană să fie condusă spre Dumnezeu. Cei care au cele mai mari case în cer au evangelizat de multe ori. După aceea, îngerul m-a escortat spre locul unde oamenii aveau case drăguțe. Acesta era locul în care trăiau sfinții care au evangelizat mult. M-am simțit ca în centrul orașului cerului. Din istoria creștină sunt patru care au cele mai mari și drăguțe case. Domnul mi-a arătat locuința evanghelistului american Moody, a păstorului englez John Wesley, a unui evanghelist italian și a evanghelistului corean, Choi Gun Nung. Acești patru aveau cele mai mari locuințe din cer. Aceștia patru și-au petrecut toată viața evangelizând oameni până la moarte. În cadrul credincioșilor coreeni era un credincios stabil care avea o casă mare. Acest credincios stabil a construit multe biserici din tot ce avea, a donat 3.000 de saci de orez săracilor, în secret ajutat financiar mii de păstori și lideri. A ajutat mulți tineri să studieze teologia sau școli biblice cu meditații. A luat de asemenea un păstor de 65 de ani acasă și a purtat de grijă. Propria lui biserică l-a afară. Am auzit un înger strigând. Vin materiale? L-am întrebat pe îngerul din dreapta despre material și el mi-a răspuns aceste materiale sunt pentru o diaconiță mică a țării. De fapt, ea primește material zinic. Deși este săracă, vine zinic la slujbele de dimineață, se roagă zinic pentru 87 de membri ai bisericii, când termină de rugat face curățenie în biserică. Am auzit un alt înger strigând, livrare specială. Fica diaconiței a dat puțin bani pe care îi avea mamei ei. Oricum, diaconița nu i-a folosit doar pentru ea, a cumpărat cinci ouă și două perechi de șosete pentru păstorul bisericii. Deși pare a fi o donație mică, a dat tot ce avea pentru acea zi. Așa s-a transformat în material special în cer. În al doilea rând, cei care au locuințe mari sunt cei care au construit biserici sau alte clădiri pentru împărăția lui Dumnezeu potrivit cu posesiile și resursele lor. În cer am întâlnit de asemenea un bătrân numit Cioi, Dintre toți diaconii coreeni bătrâni, el avea cea mai frumoasă locuință. Locuința lui era mai înaltă decât toate clădirile din Coreea. Din venitul său a construit multe biserici. L-am întrebat pe înger, dar cu locuința mea e în proces de construire. Îngerul mi-a zis, da, este. Dar după câteva îndelungi insistențe, am intrat în car și am călătorit departe, spre un alt loc era plin de așteptări. Am întrebat, unde este casa mea? Îngerul a răspuns. Este chiar acolo, dar totul arată ca o fundație, doar pregătit pentru extindere. Am strigat, cum îmi puteți face una ca asta? Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cum poate fi casa mea într-un loc de dezvoltare? Servind războiul corean și mi-am vândut propria -mi casă pentru a putea fi construită o biserică. Această biserică a crescut la aproximativ 5000 de membri. Am scris multe cărți inspirate de Duhul Sfânt. O carte a devenit în topuri și cu procentele din vânzări am construit școli biblice. Aceste școli au fondat 240 de păstori. Pe parcursul anilor am dat peste 400 de burse la peste 400 de copii săraci. Am construit case în care să poată locui văduvele. Asta a costat sume imense de bani. Deci, cum poate fi așa? De ce casa mea se află pe un pământ în dezvoltare? Sunt atât de supărat. Îngerul mi-a răspuns aspru. Nu meriți să locuiești într-o casă atât de frumoasă în cer, pentru că de nenumărate ore ai fost onorat de oameni. De fiecare dată când ai construit sau donat ceva, ai fost lăudat de oameni. Erai onorat chiar și de știrile lumești. Prin urmare, toate aceste eforturi sunt în zadar. Mi-am privit locuința din afară în curs de dezvoltare. Era situată între alte trei locuințe. Avea doar două etaje. Casa avea multe camere mici. L-am întrebat pe Înger: Dar de ce camerele sunt atât de mici? Îngerul a răspuns: Camerele sunt pentru fii și fiicele tale. Am doar patru copii, am răspuns. Îngerul mi-a zis: Nu sunt patru copii pământești și pentru cei pe care i-ai evangelizat și sunt salvați. Îmi plăcea. L-am întrebat, unde este dormitorul meu? Îngerul mi-a spus că este pe acoperiș. Asta m-a necăjit. Camera mea nici măcar nu era terminată. Pe un ton mânios am zis, este atât de mic? De ce este atât de dificil de terminat? Îngerul mi-a răspuns, nici măcar nu ești mort nu-ți putem termina locuința și camerele pentru că nu știm dacă vor fi acumulate noi materiale. Înțelegi, când am intrat în camera mea, am văzut două diplome, atârnând de perete și am mers să le citesc. Prima diplomă mă caracteriza când aveam 18 ani, trăind într-un orfelinat. În ziua de Crăciun, mă întorceam de la programul de dimineață al bisericii și am văzut un om în vârstă tremurând pe stradă. Mi-am dat jos ceaca și am dat-o. Această faptă mi-a adus o răsplată în cer. A doua diplomă descrie același incident, dar de data aceasta am cumpărat o pâine cu puțin bani pe care îi aveam unui om mai în vârstă. Valoarea nu are măsură. Actul trebuie să fie acompaniat de credința adevărată. Valoarea dolarului nu are nicio semnificație. Am părăsit acest loc și am ieșit afară. În timpul călătoriei, unul dintre îngeri m-a întrebat, Ești trist? îți voi spune cum să ai o casă frumoasă construită. Domnul a spus că atunci când te întorci pe pământ, trebuie să vorbești cu oamenilor despre cer și iad, ca și când ai mărturisi. În al doilea rând, Domnul vrea ca tu să construiești un loc pentru femeile în vârstă, păstori și evangeliști, care nu au unde să locuiască. Dacă faci lucrurile acestea cu adevărată credință, vei avea o frumoasă locuință în cer. Amin.